S-a constatat că, deși anemia falciformă este extrem de rară în majoritatea zonelor, acolo unde selecția naturală a eliminat-o eficient, incidența este de 10 ori mai ridicată în anumite zone din Africa. Care să fie motivul? Răspunsul surprinzător este că se pare că trăsăturile siclemiei protejează individul afectat de malarie, o boală provocată de un parazit transmis de țânțar care infectează și distruge hematocitele. Această protecție conferită populației ca întreg împotriva malariei este mai importantă decât dezavantajul reproductiv provocat de apariția ocazională a două copii din gena siclemiei la individ. Așadar, gena aparent neadaptată a fost de fapt selectată de către evoluție, dar numai în locuri geografice unde malaria este endemică. Un argument similar a fost propus pentru incidența relativ crescută a schizofreniei și a tulburării bipolare la om. Motivul pentru care aceste tulburări nu au fost eliminate ar putea fi că unele dintre gene care împreună duc la instalarea bolii sunt avantajoase. Poate că sporesc creativitatea, inteligența sau facultățile sociale emoționale subtile. Așadar, umanitatea în ansamblu are de câștigat din menținerea acestor gene în genofond, dar efectul secundar nefericit este apariția unei minorități considerabile care moștenește ereditar combinații nedorite ale acestor gene. Mergând pe acest fir logic, am putea susține că și în cazul sinesteziei lucrurile stau tot așa. Am văzut cum, în virtutea anatomiei, genele care intensifică activarea încrucișată dintre regiunile cerebrale ar putea fi extrem de avantajoase pentru că măresc creativitatea în cadrul speciei. Anumite variante sau combinații neobișnuite ale acestor gene ar putea avea efectul secundar benign de a produce sinestezie. Mă grăbesc să subliniez caracterul benign. Sinestezia nu este un defect genetic, precum anemia falciformă sau bolile mentale. Iar adevărul este că majoritatea sinestetilor se bucură de capacitățile lor și nu ar opta să se vindece nici dacă ar fi posibil. Am vrut să spun doar că este posibil ca mecanismul general să fie același. Ideea aceasta este importantă pentru că astfel devine clar că sinestezia și metafora nu sunt sinonime, dar în același timp împărtășesc o conexiune profundă care ne poate oferi înțelegeri profunde privind unicitatea noastră minunată. Prin urmare, cel mai indicat este să considerăm sinestezia un exemplu de interacțiuni intermodale subpatologice care pot arăta creativitatea. Modalitatea este o facultate senzorială, de exemplu, miros, atingere sau auz, intermodal, se referă la distribuirea informațiilor între simțuri, ca atunci când vederea și auzul vă spun să vă uitați la un film străin dublat prost. Dar, după cum se întâmplă de multe ori în știință, asta m-a făcut să mă gândesc că și la noi, cei care nu suntem sinesteți, o mare parte din ceea ce se întâmplă în mintea noastră depinde de interacțiuni normale intermodale care nu sunt arbitrare. Așadar, există o perspectivă din care toți suntem sinesteți într-o anumită măsură. Să luăm de exemplu cele două forme din figura 3.7. Cea din stânga arată ca o pată de vopsea, cea din dreapta seamănă cu un ciob. Întrebarea pe care o vă pun acum este, dacă ar trebui să ghiciți care din aceasta este o baobă și care o cachi, nu există un răspuns corect, dar sunt șanse mari să alegeți pata ca fiind baobă și ciobul ca fiind kiki. Am adresat această întrebare recent într-o clasă mare, iar 98% dintre studenți au dat acest răspuns. Ați putea crede că are ceva de a face cu faptul că picătura seamănă fizic cu litera B de la baobă, iar forma crestată a ciobului cu un K de la kiki. Ideea este că dacă faceți acest experiment pe persoane care nu sunt vorbitoare de limba engleză, în speță în India sau China, care au cu totul alt sistem de scriere, veți obține același rezultat. Figura 3.7. Care dintre aceste forme este baobă și care este kiki?
Astfel de stimuli au fost folosiți pentru prima dată de Heinz Werner, care a vrut să exploreze interacțiunile dintre auz și văz. Care să fie explicație? Motivul este că formele lineare curbe și ondulațiile conturului figurii, care seamănă cu o amibă mimează, metaforic, s-ar putea spune și așa, ondulațiile line ale sunetului bouba, așa cum este reprezentat în centrii auzului din creier și în mișcările rotunde și relaxante ale buzelor pentru producerea sunetului plin, buba. Pe de altă parte, formele crestate ale sunetului chi-chi și sunetele ascuțite emise de îndoirea limbii pe cerul gurii imită modificările bruște ale formei vizuale crestate. Vom reveni la această demonstrație în capitolul 6, unde vom vedea că ar putea ajuta de la dezlușirea multora dintre cele mai misterioase aspecte ale minții noastre, precum evoluția metaforelor, limbajului și gândirii abstracte. Am adus până acum argumente în sprijinul ideii că sinestezia și în special existența formelor superioare de sinestezie, care include concepte abstracte și nu calități senzoriale concrete, poate furniza indicii în sprijinul înțelegerii unora dintre procesele de gândire superioare, de care doar oamenii sunt capabili. Putem aplica aceste idei acelei trăsături mentale, care este de departe cea mai elevată dintre trăsăturile noastre mentale, matematica? Matematicienii pomenesc adeseori de faptul că văd numerele înșirate în spațiu, cutreierând acest tărâm astral pentru a descoperi relațiile ascunse pe care alții le-au omis, precum ultima teoremă a lui Fermat sau conjectura lui Goldbach. Numerele și spațiu. Se exprimă ei cumva metaforic? Într-o zi din 1997, după ce consumasem un pahar de sherry, am avut o revelație, adică așa am crezut. Majoritatea revelațiilor mele după ce beau ceva s-au dovedit alarme false. În articolul lui Galto din revista Natura, aceasta a descris un al doilea tip de sinestezie, care este și mai curios decât cel de tip număr culoare. A numit acest al doilea tip sinestezia număr forme. Alți oameni de știință folosesc formularea număr linie. Dacă vă cer să vizualizați numerele de la 1 la 10 în minte, poate că veți observa o tendință de a le aranja secvențial în spațiu de la stânga la dreapta, așa cum ați învățat la școala primară. Sinesteții de tip număr linie sunt însă diferiți. Ei sunt capabili să vizualizeze foarte clar numerele pe care le văd aranjate secvențial de la stânga la dreapta, pe care nu le văd aranjate secvențial de la stânga la dreapta, ci pe o linie șerpuită și întortocheată, care se poate chiar plia, astfel încât 36 ar putea fi mai aproape de 23, să zicem, decât este de 38. S-ar putea descrie ca sinestezie număr spațiu, în care fiecare număr se află întotdeauna într-un loc anume în spațiu. Linia numerelor rămâne constantă pentru care fiecare individ în parte, chiar dacă este testată odată la câteva luni. La fel ca în cazul tuturor experimentelor din psihologie, aveam nevoie de o metodă de a demonstra experimentul observațiilor lui Galton. Am apelat la studenții mei Ed Hubbard și Shai Azuloi ca să mă ajute cu procedurile. Am decis ca mai întâi să studiem bine cunoscutul efect număr-distanță observat la persoane normale. Psihologii cognitivi au examinat fiecare variație posibilă a efectului pe niște voluntari studenți ghinioniști, dar relevanța rezultatelor lor asupra sinesteziei număr-spațiu nu a fost sesizată decât după ce am intervenit noi. Întrebați pe oricine care număr este mai mare, 5 sau 7, 12 sau 50. Oricine a terminat școala primară vă va da răspunsul corect. Partea interesantă apare când se cronometrează perioada de care au nevoie oamenii să-și rostească fiecare răspuns. Timpul de așteptare dintre momentul în care li se arată perechea de numere și răspunsul lor verbal este timpul de reacție. Tr. S-a observat că cu cât este mai apropiat numărul, cu atât formularea răspunsului durează mai mult.
Cu cât este mai mare distanța dintre două numere, cu atât R este mai mic. Acest lucru sugerează că creierul reprezintă numerele într-un fel de linie mentală a numerelor pe care o consultați vizual pentru a determina care este mai mare. Numerele aflate la distanțe mari pot fi văzute cu ușurință, în timp ce numerele apropiate necesită o inspecție mai amănunțită, care durează câteva miimi de secundă în plus. Ne-am dat seama că am putea exploata această paradigmă pentru a vedea dacă fenomenul convolut număr-linie există sau nu cu adevărat. Putem cere unui sinestet număr-spațiu să compare perechile de numere ca să vedem dacă tiarul lui corespundea distanței conceptuale reale dintre numere sau dacă reflecta geometria idiosincratică a liniei personale a numerelor. În anul 2001 am reușit să recrutăm o studentă austriacă pe nume Petra, care era o sinestetă număr-spațiu. Linia ei, foarte întortocheată a numerelor, se plia astfel încât, de exemplu, 21 era din punct de vedere spațial mai aproape de 36 decât era de 18. Eu și Ed eram foarte entuziasmați. Pe vremea aceea nu se mai făcuse niciun studiu despre fenomenul număr-spațiu de când Galton îl descoperise în 1867. Nu se făcuse nicio încercare de a-i stabili veridicitatea sau de a sugera o posibilă explicație. Așadar, orice informație nouă am realizat noi era neprețuită. Măcar puneam lucrurile în mișcare. Am conectat pe Petra la un dispozitiv care îi măsura tiarul și am început să-i punem întrebări de genul: care este mai mare, 36 sau 38? Sau, într-un alt test, 36 sau 23? Așa cum se întâmplă de multe ori în știință, rezultatul nu înclina în nicio direcție. Tiarul Petrei părea dependent parțial de distanța numerică și parțial de distanța spațială. Nu era rezultatul concludent la care sperasem, dar sugera că reprezentarea ei număr-linie nu era în întregime de la stânga la dreapta și liniară, cum este la creierele normale. Unele aspecte ale reprezentării numerelor din creierul ei erau evident alandala. Ne-am publicat observațiile în 2003 într-un volum dedicat sinesteziei, care a inspirat alte proiecte de cercetare. Rezultatele au fost amestecate, dar măcar am reușit să redeșteptăm interesul față de o problemă veche care fusese îndelung ignorată de învățat și am sugerat niște căi de testare obiectivă. Eu și Shai Azulay am efectuat un al doilea experiment pe doi noi sinestezi număr-spațiu care avea ca scop demonstrarea aceleași idei. De data aceasta am folosit un test de memorie. Am cerut fiecărui sinestet să memoreze seturi de 9 cifre, de exemplu 13, 6, 8, 18, 22, 10, 15, 2, 24, prezentate aleator în diferite locuri pe un monitor. Experimentul conținea două situații. În situația A erau împrăștiate două numere la întâmplare pe un ecran bidimensional. În situația B, fiecare număr era așezat acolo unde ar trebui să fie pe linia răsucită personală a fiecărui sinestet, ca și cum ar fi fost proiectate plat pe ecran. Înainte am intervievat fiecare subiect ca să-i găsim geometria liniei personale a numerelor și să determinăm ce numere a amplasat mai aproape unul de celălalt în acel sistem de coordonate proprii. În fiecare situație, subiectelor li s-a cerut să se uite timp de 30 de secunde la aranjament pentru a memora numerele. După câteva minute, li s-a cerut să spună numerele pe care își aminteau că le-au văzut. Rezultatul a fost uimitor. Cea mai precisă redare a fost pentru numerele văzute în situația B. Demonstraserăm din nou că liniile personale cu numere ale acestor oameni sunt reale. Dacă nu ar fi reale sau dacă forma lor ar varia în timp, de ce ar mai fi contat unde erau așezate numerele? Aranjând numerele acolo unde ar trebui să fie, pe linia personală a fiecărui sinestet, le-am ușurat memorarea numerelor, un lucru care în cazul unei persoane normale nu s-ar întâmpla. Mai am o observație de făcut care merită menționată în mod special.
Unii dintre sinesteții noștri, număr spațiu, ne-au spus, fără să-i întrebăm, că forma liniilor personale cu numere are o influență foarte mare asupra capacităților de a face operații matematice. În particular, s-au referit la scăderi și înmulțiri și împărțiri, nu și la înmulțire care, repet, se învață pe din afară, care erau mult mai dificile decât liniile lor care se răsuceau brusc decât atunci când liniile aveau porțiuni relativ drepte. Pe de altă parte, câțiva matematicieni creativi mi-au spus că linia răsucită a numerelor lor îi ajută să vadă relații ascunse între numere care nouă muritorilor la rând ne scapă. Această observație m-a convins că atât savanții matematicieni cât și matematicienii creativi nu vorbesc metaforic când se referă la cutreieratul în ținutul spațial al numerelor. Ei sunt în stare să vadă relații care pentru muritorii mai puțin talentați nu sunt deloc evidente. În ce privește felul în care iau ființă aceste linii contorsionate ale numerelor, este greu de dat o explicație. Un număr poate reprezenta multe lucruri, 11 mere, 11 minute, a 11-a zi de Crăciun, dar ce au ele în comun sunt noțiunile semi-preparate ale ordinii și a cantității. Acestea sunt calități foarte abstracte, iar creierele noastre de maimuță sigur nu au fost sub presiunea selectivă de a pricepe matematica per se. Studiile efectuate asupra societăților de vânători cu legături sugerează că strămoșii noștri preistorici denumiseră câteva numere, probabil până la 10, numărul degetelor, dar sistemele mai avansate și flexibile de numere sunt invenții culturale ale timpurilor istorice. Creierul nu ar fi avut cum să evolueze de la zero, astfel încât să creeze un tabel de căutare sau un mod numeric. Pe de altă parte, reprezentarea spațiului pe care o face creierul este la fel de veche ca și facultățile mentale. Ținând cont de caracterul oportunist al evoluției, este posibil ca cea mai avantajoasă cale de a reprezenta idei numerice abstracte, inclusiv secvențialitatea, să fi fost aceea de a fi transpuse pe o hartă preexistentă a spațiului vizual. Ținând cont de faptul că lobul parietal a evoluat inițial pentru a reprezenta spațiul, mai este de mirare că și calculele numerice sunt efectuate acolo, în special în girusul angular. Este un prim exemplu a ceea ce ar putea fi un pas unic în evoluția umană. Din dorința de a face un salt speculativ, aș vrea să afirm că specializarea ulterioară ar fi putut avea un loc în lobby parietal dedicați întocmirii hărții spațiului. Girusul angular stâng ar putea fi implicat în reprezentarea ordinalității. Girusul angular drept ar putea fi specializat pentru cantitate. Cea mai simplă cale de a reprezenta spațial o secvență numerică în creier ar fi trasarea unei linii drepte de la stânga la dreapta. La rândul ei, aceasta ar putea fi aplicată pe noțiuni de cantitate reprezentate în emisfera dreaptă. Acum să presupunem că gena care permite o asemenea reaplicare a secvenței numerice pe spațiul vizual este modificată. Rezultatul ar putea consta într-o linie întortocheată a numerelor, așa cum se întâmplă în cazul sinesteților număr-spațiu. Intuiția îmi spune că și alte tipuri de secvențe, lunile sau săptămânile, sunt ordonate tot în girusul angular stâng. Dacă am dreptate, atunci un pacient care a suferit un accident vascular în această regiune ar putea avea dificultăți în a spune dacă, de exemplu, ziua de miercuri vine înainte sau după marți. Sper ca într-o bună zi să întâlnesc un asemenea pacient. Cam la 3 luni după ce m-am implicat în cercetarea sinesteziei, s-a întâmplat ceva ciudat. Am primit un mail de la unul dintre studenții mei, Spike Jahan. L-am deschis, așteptându-mă să găsesc aceeași jucăminte. Vă rog să mai verificați odată lucrarea. Dar, de fapt, îmi scria că este un sineste număr culoare care citise despre eforturile noastre și vrea să fie testat. Nimic neobișnuit până aici, dar după aceea a menționat și bomba. Este daltonist. Un sineste daltonist. Am simțit că mintea mea era razna de atâtea întrebări. Dacă el vede culori în minte, seamănă aceste culori cu culorile pe care dumneavoastră sau eu le vedem? Poate sinestezia să facă lumină în cel mai mare mister al omului, starea de conștiință? Vederea în culori
este în sine ceva remarcabil. Chiar dacă majoritatea oamenilor pot sesiza milioane de nuanțe diferite subtile, de fapt ochii noștri folosesc doar trei tipuri de fotoreceptori de culoare, numiți conuri, pentru a le reprezenta. După cum am văzut în capitolul 2, fiecare con conține un pigment care răspunde optim doar la o culoare, roșu, verde sau albastru. Deși fiecare tip de con răspunde în mod optim la o singură lungime de undă, în același timp răspunde într-o măsură mai mică și la alte lungimi de undă care se apropie de valoarea optimă. De exemplu, conurile de roșu răspund vigoros la lumină roșie, bine la portocaliu, slab la galben și aproape deloc la verde sau albastru. Conurile de verde răspund cel mai bine la verde, mai puțin bine la verzui și cel mai puțin bine la galben. Așadar, fiecare lungime specifică de undă a luminii vizibile vă stimulează conurile de roșu, de verde, de albastru într-o măsură specifică. Există, fără exagerare, milioane de combinații posibile ale acestora trei, iar creierul dumneavoastră știe să o interpreteze pe fiecare ca fiind o culoare separată. Daltonismul este o stare congenitală, ce constă în funcționarea deficitară sau în absența uneia sau mai multor pigmenți. Vederea unei persoane daltoniste funcționează perfect normal, dar persoana respectivă nu poate vedea decât o gamă restrânsă de nuanțe. În funcție de conul care nu funcționează și de gravitatea problemei, persoana poate fi daltonistă roșu-verde sau albastru-galben. În cazurile rare în care doi pigmenți funcționează deficitar, persoana nu vede decât alb-negru. Spike era daltonist de tip roșu-verde. Vedea mult mai puține culori decât vedem noi. O chestiune într-adevăr bizară era că de multe ori vedea numerele în culori pe care nu le văzuse niciodată în lumea reală. Se refera la ele într-o manieră fermecătoare și adecvată ca fiind culori marțiene, ciudate și pe care îi se păreau ireale. Pe acestea le putea vedea doar când se uita la numere. În general, lumea este tentată să ignore asemenea afirmații, considerându-le aberante, dar în cazul lui explicație era chiar sub nasul meu. Am realizat că teoria mea despre activarea încrucișată a hărților cerebrale furnizează o explicație clară pentru acest fenomen bizar. Nu uitați, receptorii conuri ai lui Spike sunt defecți, dar problema ține de ochii lui. Retinele lui sunt incapabile să trimită întreaga gamă de semnale cronice în creier, dar după toate posibilitățile, zonele lui corticale de procesare a culorii. V4 din fusiform, de exemplu, sunt perfect normale. În același timp, este și sinestet număr culoare. Așadar, formele numerelor sunt procesate normal pe tot parcursul până în fusiform, după care, din cauza circuitelor încrucișate, se produce activarea încrucișată a celulelor din zona culorii V4. Pentru că Spike nu a văzut niciodată culori de lipsă în lumea reală, ci doar când se uită la numere, îi se pare incredibil de ciudate. Întâmplarea a fost ca această observație să desfințeze și ideea că sinestezia este determinată de asocieri din frageda copilărie. De pildă, de pe vremea când persoana se juca cu magneți colorați. Cum să-și poată aminti cineva o culoare pe care nu a văzut-o niciodată? N-am mai văzut în viața mea să existe maneți în culori marțiene. Merită să menționez și că sinesteții care nu sunt daltonici văd și uneori culori marțiene. Uneori descriu literele alfabetului ca fiind compuse din mai multe culori simultan, așezate una peste cealaltă, drept care nu pot fi încadrate în taxonomia standard a culorilor. Acest fenomen este declanșat probabil de mecanisme similare celor observate la Spike. Culorile par stranii pentru că și conexiunile din căile lui vizuale sunt stranii și astfel imposibil de interpretat. Oare cum este să vezi culori care nu apar niciodată în curcubeu, culori dintr-o altă dimensiune? Imaginați-vă ce frustrant este să ai o trăire pe care să nu o poți descrie. Cum se explice unei persoane care s-a născut oarbă ce senzație ai când vezi albastru sau mirosul de marmite unui indian sau cel de șofran unui englez? Asta mi-aduce aminte de vechea enigmă filozofică referitoare la problemă dacă putem ști vreodată cu adevărat ce simte o altă persoană. De multe ori câte un student mi-a pus o întrebare care ar putea părea naivă. De unde știu eu că roșul dumneavoastră nu este albastrul meu?
Sinestezia ne reamintește că această întrebare nu este nici pe departe naivă. Poate că vă amintiți ceea ce am pomenit mai devreme, termenul pentru calitatea subiectivă inefabilă a experienței conștiente este qualia. Întrebarea dacă qualia celor de lângă noi este la fel ca a noastră este sau diferită sau poate este absentă poate părea la fel de lipsită de noi, ca întrebarea cât sângeri pot dansa pe un ac cu gămălie. Eu însă continui să sper. Filozofii s-au confruntat secole la rând cu aceste întrebări, iar acum, când am început să aflăm din ce în ce mai multe lucruri despre sinestezie, parcă, a început să se zărească o rază de lumină îndreptată asupra acestui mister. Așa funcționează știința. Se începe cu întrebări simple, formulate clar și ușor de tratat, care vor pava drumul către un eventual răspuns pentru marile. Întrebări de genul ce este qualia, ce este sinele și chiar și ce este conștiința. Este posibil ca sinestezia să ne ofere câteva indicii despre aceste mistere stăruitoare pentru că asigură o cale de activare selectivă a anumitor zone vizuale, omițând sau ocolind altele. În mod obișnuit, așa ceva nu se poate face. Așadar, în loc să punem întrebări nebuloase de genul ce este conștiința și ce este sinele, am putea să ne rafinăm abordarea față de această problemă concentrându-ne asupra unui singur aspect al conștiinței, conștientizarea senzațiilor vizuale, să ne întrebăm. Necesită conștientizarea roșului activarea tuturor sau a majorității celor 30 de regiuni din cortexul vizual? Sau doar a câteva submulțimi. Ce se poate spune despre activitatea intensă din retină către talamus și către cortexul vizual primar înainte ca mesajele să fie retransmise către alte 30 de regiuni vizuale superioare? Activitatea lor este necesară pentru o experiență conștientă sau poate fi omisă în schimbul activării directe a regiunii V4, care să ne facă să vedem o nuanță la fel de aprinsă de roșu. Atunci când vă uitați la un măr roșu, în mod normal este activată zona vizuală pentru culoarea roșu și pentru formă în formă de măr. Dar dacă s-ar putea stimula artificial regiunea culorii fără a stimula celulele dedicate formei? Ați vedea o culoare roșie dematerializată plutind în fața dumneavoastră ca o masă amorfă de ectoplasmă sau mai știu ce altă bazaconie? Și încă ceva, știm și că există, la fiecare nivel al ierarhiei procesării vizuale, mult mai multe proiecții neurale care se întorc către zonele etapelor timpurii decât proiecțiile neurale care parcurg drumul în direcția înainte. Funcția acestor proiecții înapoi este complet necunoscută. Este necesară activitatea lor pentru conștientizarea culorii roșii? Ce s-ar întâmpla oare dacă ar fi dezactivate selectiv prin intermediul unei substanțe chimice în timp ce vă uitați la un măr roșu? Nu l-ați mai vedea în mod conștient? Întrebările acestea se apropie periculos de mult de experimentele teoretice imposibil de realizat care fac deliciul filozofilor. Diferența esențială este că asemenea experimente chiar pot fi făcute, poate chiar în timpurile noastre. Poate că atunci am putea în sfârșit înțelege de ce primatele nu erau interesate decât de fructe coapte și șezuturi roșii în timp ce noi visam către stele. Alte câteva experimente au avut aceeași concluzie. În primul rând, articolul despre sinestezie publicat în 2001 în Processing of the Royal Society of London. Eu și Ed Hubbard am remarcat că la unii sinesteți intensitatea culorii induse depinde nu doar de număr, ci și de locul din câmpul vizual în care apare. Atunci când subiectul privește drept în față numerele sau literele prezente într-o parte, dar mărite pentru a fi la fel de vizibile, par mai decolorate decât cele prezente în centrul câmpului vizual. Așa că, în profida faptului că erau la fel de ușor de identificat ca numere în sine și în profida faptului că culorile reale sunt la fel de vizibile în vederea descentralizată, periferică. Repet, aceste rezultate exclud asociații la un nivel ridicat al memoriei ca sursa sinesteziei.
Amintirile vizuale sunt invariabile în funcție de spațiu. Cu alte cuvinte, vreau să spun că atunci când învățați ceva într-o regiune a câmpului dumneavoastră vizual, când recunoașteți un chip, de exemplu, puteți recunoaște acel chip și când apare într-o cu totul altă situare vizuală. Faptul că culorile evocate sunt diferite în diferite regiuni contrazice categoric asociațiile de memorie. Ar trebui să adaug că chiar și în cazul aceleași excentrități, culoarea e uneori diferită în jumătatea stângă față de în jumătatea dreaptă a câmpului vizual, posibil pentru că activarea încrucișată este mult mai accentuată într-o emisferă decât în cealaltă. Acest rezultat fundamental, că doiurile sunt mai repede separate de cinciuri de către sinestezi față de non-sinestezi, a fost confirmat și de alți oameni de știință, în special de Randolph Blake și Jamie Ward. Organizând un experiment meticulos controlat, Ward și colegii săi au descoperit că sinesteții ca grup sunt semnificativ mai buni decât subiecții din grupul de control la observarea formei alcătuite din doiuri. În mod ciudat, unii dintre ei au perceput forma înainte de evocarea vreunei culori. Faptul acesta sporește credibilitatea modelului activării încrucișate de mai devreme. Este posibil ca în timpul prezentărilor scurte culorile să fie evocate suficient de puternic încât să permită separarea numelor, dar nu suficient de puternic cât să evoce în mod conștient culorile percepute. La sinesteții inferiori de proiecție există câteva dovezi, în afară de separarea numerilor, în sprijinul modelului perceptual de nivel inferior al activării încrucișate, în contrast cu noțiunea că sinestezia se bazează în totalitate pe învățarea asociată superioară și pe amintiri. A. La unii sinesți, diferite părți ale unui singur număr sau unei singure litere sunt văzute colorate diferit. De exemplu, partea V dintr-un mot poate fi roșie, iar liniile verticale verzi. La scurt timp după efectuarea experimentului evidențierii izolare, am remarcat ceva ciudat la unul dintre mulții sinestezi pe care i-am recrutat. Acesta vedea numerele colorate, până aici nimic ieși din comun, dar m-a surprins că susținea că unele cifre, 8 de exemplu, aveau porțiuni colorate diferit. Pentru a ne asigura că nu inventa nimic, i-am arătat aceleași numere câteva luni mai târziu, fără ca el să fi știut dinainte că va fi testat din nou. Noile desene realizate de el au fost realmente identice cu primele, ceea ce ne-a făcut să credem că nu mințea. Această observație furnizează o altă dovadă că, cel puțin la unii sinesți, culorile ar fi văzute ca și cum ar apărea dintr-o, ca să folosesc un termen din informatică, defecțiunea hardului neuronal și nu dintr-o exagerare a amintirilor sau metaforilor, o defecțiune a softului. Învățarea asociativă nu poate explica această observație. De exemplu, noi nu ne jucăm cu magnezi multicolori. Pe de altă parte, ar putea exista elemente primare ale formelor, precum orientarea liniei, unghiurile și curbele care să fie conectate la neuronii de culoare care execută o prelucrare a procesării formei în fusiforma anterioară, cele în care sunt asamblate grafeme de plin dezvoltate. B. După cum am menționat anterior, la unii sinesteți, culoarea evocată devine mai puțin vizibilă atunci când numărul este văzut descentralizat în raza vizuală periferică. Acest lucru reflectă probabil accentuarea mai mare a culorii în vederea centrală. La unii dintre acești sinesteți, culoarea este mai saturată într-un câmp vizual, stâng sau drept, în raport cu celălalt. Nici una dintre aceste observații nu vine în sprijinul modelului de învățare asociativă superioară în cazul sinesteziei. C. Rowe și Scholt, 2007, au observat o intensificare a conectivității anatomice în regiunea fusiformă la sinesteții inferiori prin intermediul imagisticii de difuzare, RMND. D. Culoarea evocată sinestetic poate oferi un input pentru perceperea mișcării vizibile. E. Dacă aveți un tip de sinestezie, este mult mai probabil să aveți și un al doilea tip, necorelant sau primul. Cu
cu primul. Acest lucru vine în sprijinul modelului de activare încrucișată, intensificată, propus de mine. Gena mutantă este exprimată mai proeminent în anumite regiuni cerebrale, unii sinesteți fiind și mai creativi. F. Existența sinestețiilor daltoniști, strict vorbind, o anomalie cromatică care văd culori în numere pe care în lumea reală nu le pot vedea. Subiectul nu ar fi putut învăța acest gen de asocieri. G. Împreună cu Ed Hubbard am demonstrat în 2004 că literele cu forma asemănătoare, de exemplu curbate sau ascuțite, au tendința de a evoca culori similare la sinesteții inferioare. Acest lucru demonstrează că anumite figuri primitive care definez literele activează încrucișat culorile chiar înainte să fie procesate complet. Am sugerat că tehnica ar putea fi folosită pentru a aplica harta unui spațiu culoare abstract într-o manieră sistematică pe formă spațiu. Mult mai recent, împreună cu David Brand, am confirmat acest lucru cu ajutorul imagisticii cerebrale. În colaborare cu Mick Seong-Kwang, Roland Lee și Tao Song. Per ansamblu, aceste observații sprijină puternic modelul activării încrucișate senzoriale. Nu trebuie înțeles că negăm faptul că asocierile învățate și regulile superioare privind aplicarea încrucișată de hărți pe hărțile altor regiuni au și ele un rol. Sinestezia ne-ar putea ajuta să descoperim aceste reguli. Modelul activării încrucișate, fie prin dezinhibarea, o pierdere sau o micșorare a inhibiției, proiecțiilor din fundal sau prin germinare, poate explica și multe forme de sinestezie dobândite pe care le-am descoperit. Un pacient nevăzător cu retinită pigmentată pe care l-am studiat, Armer și Lamar Hunt, 1999, avea fosfene vizuale foarte intense, inclusiv grafeme vizuale, când i se atingeau degetele cu un creion sau când citea în braile. Am eliminat orice confabulație, măsurând pragurile și demonstrându-le stabilitatea pe parcursul câteva săptămâni. Iar fi fost imposibil să memoreze paginile. Un al doilea pacient nevăzător pe care l-am testat împreună cu studentul meu, Shai Azulai, își vedea la propriu mâna când și-o flutura în fața ochilor, chiar și în beznă completă. Sugerăm că lucrul acesta se datorează fie proiecțiilor hiperactive din fundal, fie dezinhibiției provocate de pierderea vederii, astfel încât mâna în mișcare nu este doar simțită, ci și văzută. Celulele cu câmpuri receptive multimode din lobby parietal ar putea avea și ele un rol în mijlocirea acestui fenomen. Deși sinestezia presupune de multe ori regiuni cerebrale adiacente, un exemplu este sinestezia grafem-culoare în fusiform, nu este o condiție obligatorie. Chiar și între regiuni cerebrale îndepărtate pot fi conexiuni preexistente care să fie amplificate prin dezinhibare, de exemplu. Statistic, este mult mai probabil ca regiunile cerebrale adiacente să aibă mai multe circuite încrucișate, deci sinestezia le poate implica probabil mai des pe acestea. Legătura dintre sinestezie și metaforă a fost deja tratată. Natura acestei legături rămâne greu de stabilit, ținând cont de faptul că sinestezia implică o conectare arbitrară între două lucruri neerudite, cum sunt culorile și numerele, pe când la metafore este vorba de conexiune conceptuală, non-arbitrară, dintre două lucruri, de exemplu, Julieta și Soarele. O soluție posibilă a acestei probleme s-a desprins în urma unei conversații pe care am purtat-o cu polimatul eminent Jerome Lanier. Ne-am dat seama că fiecare cuvânt are doar un număr finit de asocieri puternice de ordin întâi. Soare egal căldură, ocrotire, strălucire, luminozitate, înconjurate de asociații de gradul 2 mai slabe. Soare egal galben, flori, plajă și de asociații de gradul 3 și 4 care sunt din ce în ce mai vași precum un ecou. Suprafața de suprapunere a două aureole de asocieri formează baza metaforei. În exemplul nostru cu Julieta și soarele, suprapunerea derivată din observațiile că amândouă sunt strălucitoare, calde și protectoare.
O asemenea suprapunere între aureolele de asociere există în fiecare dintre noi, dar suprapunerile sunt mai mari și mai intense la sinestez pentru că gena activării încrucișate produce pe numere mai mari de asocieri. În această formulă, sinestezia nu este sinonimă cu metaforă, ci gena care produce sinestezia conferă o predispunere spre metaforă. Un efect secundar ar putea fi ca asocierile care sunt doar vag simțite de noi, de exemplu litere masculine sau feminine, sau forme bune și rele produse de asocieri subliminale, se manifestă mult mai explicit la sinesteți, o afirmare care poate fi testată experimental. De exemplu, majoritatea oamenilor consideră că anumite nume feminine, Julie, Jean, Vanessa, Felicia și așa mai departe, sunt mai sexy decât altele, Marta și Ingrid. Chiar dacă nu suntem conștienți de acest lucru, ar putea avea o legătură cu faptul că primele presupun țugherea buzelor și alte mișcări ale limbii și buzelor cu tonalități sexuale inconștiente. Același argument ar putea explica de ce limba franceză este considerată de multe ori mai senzuală decât germana, combinații Busten, Halten și Brassier. Ar putea fi interesant de observat dacă existența acestor tendințe și clasificări spontane este mai pronunțată la sinesteți. Mai menționez că împreună cu studentul meu, David Brang, am demonstrat că asocierile complet noi dintre forme și culori noi, arbitrare, sunt învățate mai repede de sinesteți. Per total, aceste rezultate arată că formele diferite de sinestezie cuprind un întreg spectru, începând de la senzații și până la cogniție, acesta fiind principalul motiv pentru care sinestezia este foarte interesant de studiat. Un alt tip familiar, dar și foarte curios de metaforă vizuală în care semnificația rezonează cu forma este utilizarea în reclame, de exemplu, a tipului care oglindește înțelesul cuvântului. De exemplu, folosirea cuvintelor înclinate pentru a tipări cuvântul înclinat și a liniilor sinuoase pentru a tipări cuvintele frică, fric sau fior. Acest tip de metaforă nu a fost încă studiat experimental. Efectele similare cu acestea au fost inițial studiate de Heinz Werner, de care nu le-a exclus în contextul mai larg al evoluției limbajului. Am observat că lanțuri de asocieri care în mod normal ar evoca doar amintiri la indivizii obișnuiți au tendința uneori de a evoca impresii impregnate de qualia la unii sinesteți superiori. Așadar, o exprimare metaforică poate deveni cât se poate de literală. De exemplu, R este roșu și roșu este fierbinte și deci R este fierbinte și așa mai departe. Se naște întrebarea dacă hiperconectivitatea, germinarea sau dezinhibarea a afectat proiecțiile de fundal dintre diferite regiuni ale ierarhiei neuronale a acestor subiecții. Ar putea explica și observația pe care am făcut-o împreună cu David Brang că reprezentarea eidetică, memoria fotografică, este mai des întâlnită la sinesteți. Se consideră că proiecțiile de fundal sunt implicate în reprezentarea vizuală. Introspecțiile unor sinesteți superiori sunt într-adevăr uimitoare în complexitatea lor, ca și cum ar intra complet în modul buclă deschisă. Îl citesc pe unul dintre ei. Majoritatea bărbaților sunt în nuanțe de albastru, femeile sunt mai mult colorate. Pentru că oamenii și numele au asociații cromatice, nu este obligatoriu ca cele două se potrivească. Asemenea, remarc sugerează că orice model frenologic de sinestezie este departe de a fi complet, deși reprezintă un bun punct de pornire. Oamenii de știință sunt forțați de multe ori să aleagă între a oferi răspunsuri precise la întrebări plictisitoare sau neînsemnate, precum câte conuri are un ochi sau răspuns vaj la întrebări mărețe, precum ce este conștiința sau ce este metaforă. Din fericire, din când în când mai obținem și câte un răspuns precis la o întrebare măreață cu care dăm lovitura, cum s-a întâmplat în cazul ADN-ului, care a reprezentat răspunsul la enigma eredității. Sinestezia se află în prezent undeva la mijloc între aceste două extreme. Pentru informații de ultimă oră, citiți termenul sinestezia descris de David Brang și de mine pe Scholarpedia.
Școlarpedia este o enciclopedie online accesibilă oricui, scrisă și verificată de savanți din întreaga lume.